Centrul Cultural Pitești a găzduit la parterul Casei Cărții spectacolul de dans modern, sportiv și de societate sub genericul Serbare Destinii. Evenimentul organizat de Asociația Club Sportiv Destiny Dance, sub coordonarea antrenorilor Andreea și Mihai Dragnea, a reunit numeroși copii și tineri care se inițiază în domeniu. Talentații artiști și-au delectat publicul format din părinți, bunici și prieteni cu probe de dansuri standard latinoamericane și dans modern, pentru care au primit încurajări de la antrenori și aplauze călduroase de la susținători. Primul dans în această seară vă va fi prezentat de grupa Avansați, antrenor Andreea Dragnea, după care va urma grupa mică, antrenor Mihai Dragnea. Să le urăm succes! Thank you.
Mulțumim și ultimul dans pe care o să vi-l prezentăm va fi cea-cea. Oh,
Urmează Paso Doble. Thank you.
Mulțumim!
Mulțumim! Ultimul dans, Ceaiul! She was a one, she was a mama. She was.
Mulțumim frumos! Yeah.
Man, you won't believe the most amazing things that can come from some terrible. Invităm pe Ringo de dans și pe Dragoș cu Ana. Urmează tango. Continuăm cu vals vienez.